cumva cartierul în care ne aflăm este un cartier special pentru afaceri și, din păcate, el nu a fost planificat și are problemele mari de infrastructură pe care le resimțim cu toții. În proiectul pe care l-am propus încă de la alegerile din 2012, am propus ca, așa numitul, și nici măcar nu este proiectul meu, ci un proiect pe care arhitecți l-au propus cu mai mult timp înainte, este un proiect care se numește Dâmbovița, axă creativă a orașului, în care ceea ce înseamnă industrii IT și industrii creative legate de spațiul academic și de cercetare academică să fie grupate de-a lungul Dâmboviței, de la Lacul Morii până la Biblioteca Națională, unde întâmplător avem și marile complexe universitare, avem Regia, avem Grozăveștiul, avem Facultatea de Biologie, avem Biblioteca Națională și avem și un spațiu care poate să devină un spațiu prietenos, un spațiu creativ, cu un spațiu pietonal de-a lungul Dâmboviței, cu terase, cu locuri de întâlnire, cu chestiuni care să stimuleze cooperarea atât academică cât și între business și lumea academică.